designed to inspire, educate, and empower young adults around the world. Welcome to the Monday Inspiration Show! Bună ziua, dragi prieteni și dragi ascultători! Bine ați venit la un nou episod de Monday Inspiration Show! Și cum știm, dacă este luni, azi este ziua inspirației. Rămâneți cu noi până la sfârșitul emisiunii. Avem o invitată specială în studio și vă rog să mă ajutați să o introducem. O persoană extraordinară, o persoană, un lider la nivel internațional, o persoană creativă, o persoană cu o pasiune extraordinară pentru dezvoltarea personală și profesională și dintre persoanele pe care le cunosc eu, este, pot să spun așa, un constructor al antreprenorilor. Vă rog frumos să mă ajutați să o introducem în emisiunea noastră pe Gabriela Dragomir. Îți mulțumesc, Iulian, pentru vorbele frumoase și mă onorează și mă responsabilizează în același timp și îți doresc o continuitate maximă în tot ceea ce faci tu, pentru că depui foarte multă energie frumoasă și inspiri oamenii. Și îți mulțumesc că m-ai inspirat prin cartea ta Dream Love. Este o carte, apropo, pe care vă recomand să o citiți cu pixul și cu hârtia în mână, pentru că acolo găsiți emoție și putere de a merge mai departe atunci când credeți că nu se mai poate. Se poate. Se poate, exact. Atunci când crezi că nu se mai poate, chiar se poate. Mulțumesc mult, Gabi. Cine este Gabriela Dragomir pentru românii de pretutindeni? Sunt omul care, căruia îi place să se construiască în fiecare zi, foarte atentă la ceea ce face ea, disciplinată, pot să spun că am o disciplină germanică și asta... Wow. Și asta viața m-a învățat, viața antreprenorială m-a învățat, iar anii de antreprenoriat de peste 15 ani în această zonă cumva te remodelează. Pentru românii de pretutindeni sunt omul care întotdeauna se gândește acasă, întotdeauna își întoarce fața spre antreprenorul român și îi oferă suportul în internaționalizarea lui. Și sunt primul exemplu că se poate atunci când tu crezi că nu ai un serviciu stabil sau că ești la început de drum și nu ai resurse. Întotdeauna sunt acolo să te ajut. De fapt, asta face Brainstorm. S-a născut din dragoste pentru oameni și background-ul este pentru profesional este pentru oameni și atunci trebuie să ducem misiunea mai departe. Wow, da, ești într-o misiune, ca și mine de altfel, în care chiar inspiri oamenii și îi ajuți, îi construiești, cum am spus la început. Vom reveni la Brainstorm mai târziu, în care vom vedea mai departe ce este și pentru cine. Mi-aș dori să mergem puțin înapoi, în timp, de unde vine Gabi Dragomir și cum a început călătoria ta antreprenorială? Gabriela provine dintr-o familie cu 4 fete, unde educația a fost literă de lege. Părinților mei îi le mulțumesc pentru această direcție și a fost o educație non-violentă, dacă aș putea să spun, în sensul de a fi forțați. Mi-aduc aminte discuțiile cu părinții, la masă discutam cărți interesante, ce face personajul X din cartea respectivă și cred că în clasa 1 sau a 2 citeam deja Dostoevski și Tolstoi. Wow. Și analizam cu tatăl meu conținutul psihologic al personajului. Deci, da, dintr-o familie în care educația este... are locul ei important la masă a negocierilor și a oricărei discuții pe care vrei să o impui, cu un profil pedagogic, atât liceul cât și zona de facultate, zona de psihologie, zona umană am urmărit-o, cu un master în cognitive behavior, practicând paralel în anii din România partea de practică de cabinet și pentru a-mi hrăni această pasiune pentru evoluția comportamentului uman, mi-am întreținut această pasiune dezvoltând business-ul, o afacere în zona resurselor umane, care a dăinuit undeva între
15 ani, până am decis, wow, după o vacanță în UK, că e timpul să ne mutăm aici în UK cu familia. Cu familie. Pentru dragii noștri ascultători, cred că este foarte clar mesajul Gabrielei, educația pe primul loc și apoi, bineînțeles, partea antreprenorială, business. Ești, se simte, se vede că ai o pasiune pentru educație, o pasiune pentru tineri, pentru lideri, pentru antreprenori, pentru business și, în general, pentru performanță. Poți să-mi spui, te rog, când sau în ce context a luat loc această pasiune? Când ai început și cum, în ce context, acea pasiune pentru business? Să poți să fii un ghid, că ești practic un ghid, un mentor, un coach. Cred că ești mai mult decât o persoană care oferă tools, cum zic eu, și strategie, adică tot felul de susținere pentru un antreprenor. Ești mai mult decât atât. Când a început și cum? A plecat ca orice student la finele studenții și găsește un loc de muncă, da? Și atunci am observat că în cadrul companiei în care, pe care am accesat-o, lucrurile nu erau la nivelul pe care se pretindea. De aceea, jocul de valori autentice și fake, atenție, e foarte important. O să avem o discuție dintre a stabili valorile autentice ale companiei și fake-urile impuse de așa se poartă. Am văzut această discrepanță comportamentală în acea instituție și am văzut că lucrurile se pot face în alt fel și am zis ok, am transmis mesajul, am dat timp mesajului să se audă câteva luni bune. Când lucrurile nu s-au auzit, am zis e clar, destinația mea este zona antreprenorială și dacă se poate așa funcționa disfuncțional, cu siguranță expertiza și modul în care eu văd lucrurile vor funcționa, pentru că deja istoricul spunea că aduc clienți în board, creez parteneriate destul de ușor și așa mai departe pentru acea companie. Și am zis, ok, e bine să brandul tău personal să fie corect poziționat față de brandul de companie și clientul care interacționează cu omul din acea companie să nu confunde acest brand și în defavoarea mea să fie. Atunci am hotărât să iau calea antreprenoriatului la o perioadă de după 6 luni de angajare. Wow, după, incredibil cât de repede. Asta înseamnă că ești o persoană creativă și nu numai proactivă, ci nu pasivă, adică când vrei să faci lucrurile să meargă. Gabriela, ne spui, te rog, știm experiența ta, de fapt știu personal, dragii ascultători, o veți descoperi în curând, experiența ta, ceea ce faci, cum faci, în câte proiecte ești implicată și câte lucruri și ce minunate faci și câte colaborări ai. Vreau să ne spui, te rog, puțin despre ceea ce faci tu astăzi ca persoană și care este călătoria unui antreprenor de succes din punctul tău de vedere în anul 2020. Dacă te referi la o formulă a succesului, este doar un singur cuvânt, muncă. Muncă și transpirație și niciodată 24 de ore nu sunt suficiente, vacanțe nu sunt, cel puțin în primii ani și mai ales că atunci când îți propui să îți construiești un brand de companie internațional. Indiferent că este internațional sau teritorial, ai nevoie de transpirație și cred că este un mit extrem de fals în momentul în care crezi că avea doar motivație te duce la succes. Ai nevoie de perseverență, ai nevoie să-ți pui bandaje la răni și să mergi mai departe și să vezi refuzurile ca și cum nu e timpul să ți se spună da și atunci trebuie să demonstrezi că trebuie să ți se spună da, dar trebuie să vii cu altceva nou. Și da, e multă energie în joc și dacă vrei să crești, apropo de creștere, știi foarte bine că avem niște evenimente internaționale foarte frumoase și am avut în trecut niște evenimente extrem de reușite cu Dr. John de Martini și așa mai departe și vocile în privat au fost cum de-ai reușit, un om din diasporă abia face primii pași în antreprenoriatul
Marii Britanii reușește să aducă pe scena educația antreprenorială structurată, oameni de asemenea valoare care au agendele ocupate pe ani de zile. Uite că nu-l este, trebuie să-l transformi în da, trebuie să știi să pui întrebările corecte, trebuie să fii persistent și să, dacă o ușă s-a închis, la propriu trebuie să găsești resurse pentru celelalte uși să ți se deschide, ca acea persoană să vină spre tine, știi? Am auzit mesajul tău, am auzit vocea ta, da. Sunt happy să discut. Acum că suntem la capitolul antreprenorii, suntem în era, trăim în era antreprenorilor. Aproape, cred că aproape, undeva la 6 sau 8 persoane din 10 doresc să devină antreprenori. Am cunoscut persoane care chiar vor să rămână în acel confort 9 to 5 sau cum le zicem noi, da? Și chiar nu poți să le faci nimic și nu este greșit în asta. Dacă tu îți dorești persoana mai mult de la viață, atunci da, faci un, cum spunem noi, un step up, adică un pas înainte și trece în lumea antreprenorială. Gabriela, pentru cei care, tinerii care ne ascultă și românii de pretutindeni, de unde ar putea începe orice persoană simplă, de rând, această călătorie a antreprenorului? De unde ar putea începe sau cum ar putea să facă? Ai punctat foarte bine că a avea un job 9 to 5 nu este un lucru greșit, ci din contră, eu încurajez lucrul acesta pentru că și în această situație tu ai un singur client, angajatorul tău este clientul tău și atunci trebuie să muncești poate mai mult pentru a te repoziționa lună de lună și a-ți merita salariul și a face ticul de obiective. Da. Iar pentru ceilalți, cred că într-adevăr este un avânt antreprenorial, dar este un avânt de multe ori greșit. Dacă eu nu mă suport într-un mediu colaborativ sau nu suport ordinile omului care fondează acea companie, îmi deschid repede o companie pentru că consider eu că sunt eu bine poziționat informațional. Este total greșit. Ar trebui să-ți pui întrebarea care este misiunea, care este produsul, ce suplinezi tu și nu zona mercantilă ar trebui să o evidențiezi. Ca să merg pe întrebarea ta de încurajare a antreprenoriatului, este să mergi în mentoring, să mergi, să-ți cunoști nișa. Dacă vrei să fii coach, exact cum tu ești, mergi pe lângă un om care are ani experiență, fă bartere cu el, win-win, găsește proiecte în care tu, dacă nu ai partea financiară, să te implici, să dai resursa timpului tău și să vină cu mentoringul din partea acelei persoane. Cred că un stadiu de practică în nișa ta, da, nu ți-ar strica înainte să începi antreprenoriatul. Super. Dincolo de ideea fantastică pe care de a crea un business fabulos, nu spun că unii nu reușesc din prima, doar că procentul este extrem de mic și faptul că ai un insucces sau falimentezi în câțiva ani demonstrează că ai plecat doar cu motivația la drum și nu și cu know-how-ul celor mai puternici din nișa ta. Da, deci know-how-ul îl acumulăm prin, cum ai spus tu, practică, parteneriate, deci încurajezi parteneriate pentru cei care doresc să intre în această lume antreprenorială. Cu siguranță veți avea ocazia să o contactați pe Gabriela și pe oricine considerați voi că vă poate fi de inspirație cum să începeți această călătorie. Știu că tot mai mult am, eu, așa cum ai menționat, da, prestez servicii de personal coaching, da, pentru indivizi și business consulting și tot mai mulți oameni vin și mă contactează să înceapă. Au idee de un business, dar sincer nu știu de unde să înceapă. Și îmi vin în minte mereu când mă duc și văd un client, da, mereu vin în minte că știu ce faci și cu ce te ocupi. Gabriela, cât de importante sunt valorile acelei persoane care vrea să devină un antreprenor? Și a doua întrebare care îi fac conexiune la prima este: care sunt abilitățile unui antreprenor de succes din punctul tău de vedere? Tocmai ce menționase mai devreme, valorile sunt imperativ necesare a fi autentice. Când spun autentice, este să te uiți foarte bine în oglinda ta și să o curezi de toate vocile externe
și să ajungi la acea imperfecțiune a ta. De exemplu, foarte multă lume, dacă te uiți pe website-urile antreprenorilor, vezi integritate. Dar ce este integritate pentru tine? Dă-i nuanța, valorizează acel cuvânt care înseamnă într-adevăr ceva pentru tine. Nu pentru că ai văzut că sună bine pe website-ul lui Tony Robbins sau eu știu Gary sau alții mari followeri. Fie autentic în valorile tale și găsește-le, pentru că acelea într-adevăr sunt bărcile tale de salvare în furtună. Da. Dacă nu ai o valoare în care tu ești acolo 100%, respiri acea valoare, când vine un seism financiar în compania ta sau o criză economică, cum se prevede, închizi acea afacere. Uiți de misiune, uiți de destinație, uiți de scopul tău. Dar când ai o valoare autentică și o trăiești, e clar că ești acolo și zici, ok, ne suflecăm mâinile și acum ce facem? Care este viziunea cealaltă pe care eu aș putea să o folosesc să mă mențin pe linia de plutire? Cu alte cuvinte, Gabi, pot să spun, Gabi? Nu? Sigur, putem, să spunem așa, ne putem folosi de aceste valori, cum ai spus, autentice, ca și o ancură în momentele dificile în business, în viață și așa mai departe, că știm, se întâmplă inevitabil, nu poți să le vezi, nu? Ne putem folosi ca o ancoră aceste valori? Sau... Așa este, dar trebuie să fii extrem de puternic tu ca și antreprenor să ți le recunoști, pentru că valorile tale sunt ale tale și nu al lumii întregi. Și de aceea se confundă foarte mult, de aceea ești în oceanul Red Ocean, da? Unde ești la un loc toți ceilalți antreprenori și ești într-o competiție cu alte mii de antreprenori cu pe aceeași nișă, pentru că ai aceleași valori ca X, Y, Z și tot alfabetul și nu te diferențiezi. Fă ceva ce ești din, chiar înseamnă zonă de confort afară și fii altfel. Știi, s-a încurajat foarte mult această noțiune de a merge cu grupul, de a fi cu grupul, de a fi în rând cu toți ceilalți. Este absolut normal să fii diferit. Încurajezi diferența. Încurajezi diferența, spune-mi cu ce ești diferit și atunci plecăm de acolo în discuția noastră. Exact. Revenim la prezent și, apropo, ai vorbit de diferit, și mi-e place să fiu diferit prin tot ceea ce fac și îmi las amprenta în tot ceea ce fac, indiferent dacă este personal sau profesional. Acum că revenim la prezent, cu ce este proiectul tău diferit față de celelalte proiecte Brainstorm Strategy și ce înseamnă mai acest proiect? În primul rând, este o afacere cu un conținut de resurse umane 100% românesc și o să-ți explic și de ce tind ca toți colaboratorii mei să fie români, pentru că mi-e dor de casă și indiferent că ne-am internaționalizat, suntem deja la a șaptea țară în care suntem pe piață, în acest an de pandemie, de nebunie, noi ne-am extins, dar am ales partenerii noștri să fie români. Wow. Tocmai emoțional. A fost o decizie emoțională, da, pentru că e foarte ușor să alergi după nume frumoase și cu branduri fantastice din zona internațională, dar cred că suntem o populație atât de faină și cu oameni atât de frumoși și bine așezați în interior și mai ales cei care au reușit internațional, încât vreau să-i aduc aceia în discuție. Să fie un bordul meu ca și partener. Wow. Sigur, avem proiecte și foarte multe și cu zona aceasta de curcubeu de culturi, dar în discuția internaționalizării Brainstorm ține zona de diaspora românească. Diaspora românească. Mm-hmm. Asta este focusul pe care... Da. Super. Da. Care este unul din criteriile tale sau care este criteriul după care îți alegi tu partenerii? Trebuie să aibă diferit față de ceilalți, că bănesc că nu alegi pe oricine.
Dacă mă uit la partenerii pe care îi avem acum, sunt oameni intelectualizați, sunt oameni cu istoric în afaceri, sunt oameni care nu sunt la primul parteneriat internațional și cunosc legile internaționale de funcționare. E imperativ ca acel partener internațional să vină să te upgradeze cu cultura mediului în care el trăiește, pentru că cultura face diferența în negocierea și vânzarea produsului tău pe piața respectivă. Face diferența. Deci ești foarte concentrat, adică alegi foarte bine, ai un, cum am spus, un criteriu. Este foarte important tipul care ne-ai dat tu sau sfatul. Cum îți alegi tu criteriile de practică? Unul dintre criterii, bineînțeles. Da. Nu ne spui chiar tot, dar aproape. Mulțumim. Mulțumim că ne inspiri la Monday Inspiration Show. Vreau să ne spui, te rog, puțin, cui se adesează direct acest proiect, Brainstorm Strategy? Brainstorm Strategy, așa cum menționam și mai devreme, s-a născut din pasiune și dragoste pentru oameni, pentru creștere. Și întotdeauna m-am dus cu gândul la primii ani ai mei de antreprenoriat. Și am zis, ok, atunci nu aveam know-how și viziunea care o am acum și clar direcția mea vine către antreprenorii din startup-uri și companiile medii, dar și freelancerii care, sau managerii care vor să facă acest transfer spre zona antreprenorială. De ce aceștia? Pentru că companiile mari au bugete foarte mari, iar companiile mici nu știu cu ce să înceapă și cum să împartă bugetele. Iar Brainstorm este pe de o parte o companie de educație antreprenorială structurată și punctez pe structurată pentru că este o diferență dintre evenimentele de networking și evenimentele de creștere accelerată a antreprenorului, unde pur și simplu îți iei notițe și pleci acasă cu idei și implementezi de-a doua zi, și de altă parte, prin instrumentele pe care noi le-am creat de-a lungul anilor, dezvoltăm brandul personal și brandul de companie a antreprenorului care vine în contact cu noi. Wow, deci ei practic antreprenori într-un proces. Exact, acesta este cuvântul. Am înțeles că ai și un program în acest proiect. Se numește Mapa Roadmap Antreprenorială. Da, Mapa Antreprenorială pentru comunitatea românească. Și iarăși, plecând de la dragostea pentru România și într-adevăr sunt foarte bine ancorată în realitatea de aici, realitatea internațională, și acesta a fost și imboldul pentru care am renunțat la România, că nu m-am asezonat cu mentalitatea de acum 10 ani, pe care aproape 10 ani de UK pe care o avem aici, și am renunțat la tot acolo și am venit în Marea Britanie. Dar gândul rămâne acasă, rămâne la profesioniști și rămâne și la sugestia că foarte mulți dintre noi căutăm resurse informaționale, mergem către cei mai scumpi experți, doar pentru că brandul lor este foarte puternic sau sunt foarte bine vizualizați și impactează prin mesajele lor, dar mapa antreprenorială este pastila de educație, de business, în care spune, uită-te și acasă la tine, uită-te și în diaspora românească, internațională, că ai acolo experți. Vreau să, dacă îmi dai voie, să aduc în discuție ultimul invitat de care îți menționam și mai devreme, înainte de emisiune, domnul Alexandru Lăpușan, fondatorul Zite, care este o companie internațională de servicii IT, partener al Google-ului și Microsoft și așa mai departe. Sunt oameni fantastici pe care noi avem, experți fantastici care pot să te ajute pe tine, antreprenorule, cu bugetele mai normale, să spunem, da? Mai așezate pe realitate și să ajungi acolo unde trebuie să ajungi. Nu trebuie să treci muntele ca să ajungi la destinație, ci trebuie să culegi ce este în jurul tău. Uităm să ne uităm în jur și să analizăm. Iulian, cu ce mă poate ajuta? Ce servicii pot să iau de la el?
comunita. Și cred că și expertiza ta din, de aici îți dă concluzia că celelalte culturi cumpără de la ei întâi. Da. Noi foarte nu. Noi nu. Noi, da, noi da, nu. Noi nu ne susținem. Și acest este... Da. Mapa antreprenorială s-a născut cumva din această durere de a... Vreau să cumpăr de la tine. Da. Vreau să învăț, să pentru că tu deja ești 10 pași înaintea mea și dacă tu ai ajuns înaintea mea, și serviciul este corespunzător, ca și fees, dar nu-mi arunc tot bugetul doar pentru un mic serviciu, ci poate îmi fac un plan corespunzător pe un an de zile. Mulțumim pentru aceste informații și nu numai, chiar și strategii de business. Vreau să menționez aici, în ultima jumătate, de fapt, din iulie încoace, din vară, în a doua jumătate a anului, cei mai mulți clienți, de fapt undeva la o rată de 60%, dacă nu mai mulți, sunt români. Și m-am mirat cum dintr-o dată, un val așa de români, ca și clienți, am rămas surprins și pe coaching și pe business consulting. Și ce ai menționat tu, foarte important, și aș dori să ducem mai departe această cultură, această metodologie, nu știu cum să o numesc, o filozofie a ta că ți-apărține, de a încuraja oamenii să cumpere, exact, să culeagă ce are în jur. Și ai punctat zona aceasta a diasporei românești. Foarte mulți dintre antreprenorii care pleacă la, dacă aș face referire și la întrebarea ta antecedentă, este că foarte mulți pleacă la drumul acesta antreprenorial fără să se ghideze și fără să... și încă confundă patronajul cu antreprenoriatul. E o diferență masivă în atitudinea ta cu colaboratorii și cu partenerii tăi și cu restul de interacțiune din businessul tău. Foarte multe greșeli. Afacerile care cad sau duc la faliment sunt pentru că au o atitudine greșită și o mentalitate greșită de abordare. Deci pleacă totul de la atitudine, de fapt, adică cum gestionăm noi resursele noastre umane, financiare, timpul și așa mai departe, și după aceea se extinde la mediul înconjurător pe care noi avem. Gândește-te ce beneficiu a adus pandemia. S-a mutat lumea în online și pandemia a încurajat să se gândească și la parteneriate dincolo de granițele țării. Exact, exact. Da? Până atunci, antreprenorul mic de acasă se gândea, sunt eu capabil să trec mai departe? Am eu încredere în mine? Oare să da? Dar din biroul meu de acasă pot să trec, nu? Pentru că îmi fac curaj și atunci încurajează cumva și această nouă așezare economică și socială a schimbat foarte multe în atitudinea antreprenorului. Și eu consider că această pandemie a avut un rol important în viața noastră, ca și schimbare, bineînțeles, a venit și cu pozitiv și cu negativ. Sigur. Ne pare rău pentru cei care au suferit din punctul acesta de vedere al sănătății și a celor din jur, familie și așa mai departe, însă în același timp, același aport a venit și pozitiv, constructiv, cum ai spus, transformativ. Și doresc să menționez, da, cei mai mulți bani am făcut pe durata pandemiei. Trebuie să recunosc, cei mai mulți clienți am avut pe durata pandemiei, deși cu o operație și așa mai departe, din punct de vedere sănătos nu eram top, și totuși, cea mai mare productivitate am avut anul acesta, începând de anul trecut, în toiul pandemiei. De aceea consider că un lider, adică un antreprenor ca tine, Gabriela, chiar vede și latul pozitiv. Oamenii fug cel mai mult de negativ, dar cred că ca să mergem înainte în viață avem nevoie de amândouă. Ce părere ai? Eu aș recomanda să ne uităm foarte mult la zona negativă, pentru că de acolo ți iei ideile cele mai strălucitoare. Uite, de aceea refuzăm să cerem feedback-uri de teama de a nu primi unul mai puțin comod. Eu am o practică de, cred că de când am intrat în antreprenoriat, să întreb, chiar dacă mi s-a dat un feedback pozitiv, spun, și dacă ai fi în locul meu, ce ai face diferit? Wow. Pentru că de acolo vezi și îți poți reconstrui sau îți vin idei bune care le poți să le folosești în viitorul îndepărtat sau apropiat. Noi așa avem ca mentalitate, ca și
popor, avem o structură de a ne fi frică de rău, și dar răul e parte din bine, e parte din călătorie. Și dacă ai primit o palmă, gândește-te că ce pot să fac cu palma aia. Înseamnă că m-am direcționat în această direcție și pot să văd acea altceva de acolo. Tu ești un antreprenor, Gabi, un lider, cum consideri la nivel internațional, un exemplu pentru noi toți, chiar pentru noi toți. Ce trebuie să facă un antreprenor, un lider, diferit într-o astfel de criză? Pentru că foarte mulți dintre oamenii care ne ascultă nu s-au educat, nu au avut posibilitate, nu s-au format, nu sunt atât de puternici mentali. Ce trebuie să facă diferit ca să treacă peste această criză, dacă putem să o numim așa, nu numai a pandemiei, o criză poate și financiară, poate și de altă natură. Ce ar putea el face? Ce ai făcut tu sau ce faci tu diferit față de ceilalți antreprenori și oameni de succes de business care rămân pe piață? Uite, o greșeală și aș vrea să o corectez este că foarte mulți antreprenori atunci când își auto-intitulează poziția lider. Pentru a ajunge lider ai nevoie de o voce puternică și să comunici un mesaj extrem de puternic și mesajul tău să fie urmat și să îmbunătățească viața multora. Cred că e modest să te numești antreprenor și nu lider. Chiar dacă ai o companie cu câțiva angajați, nu ești lider. Pentru că e o altă discuție pe care putem să o avem cu altul. Cu siguranță. Ești un antreprenor care muncește cot la cot cu echipa ta. Ce am făcut eu din totdeauna este că am văzut poza mare a companiei mele, a Brainstorm internațional. Niciodată, dacă acasă, greșeala din primii ani a antreprenorului Gabriela din România a fost că am fost foarte concentrată la invoice-urile de lună de lună, la plățile lunare, la ce facem next week și așa mai departe. Antreprenoriatul din UK, pentru că sunt pentru mine personal, sunt două lumi diferite de abordare. E clar una globală, unde am văzut poza mare, unde trebuie să ajungă, ce trebuie să impacteze Brainstorm, care este misiunea lui și ce trebuie să facă. Și atunci plecăm de acolo, ce instrumente, de ce tool-uri mă folosesc pentru a-mi atinge sarcinile anuale, lunare, zilnice. Cred că chiar dacă ești la început de drum, încearcă să vezi poza mare, pentru că de acolo îți pleacă și energia să mergi mai departe, să mergi către omul care te poate ajuta, te poate salva de niște luni de faliment sau câteva luni de creștere sau o perioadă de creștere. Cred că teama de a controla, de fapt, atunci când vezi de pe o zi pe alta lucrurile în afacerea ta, este teama de a controla și nesiguranța ta ca și antreprenor. Și atunci îți recomand să mergi în zona 9 to 5, pentru că faci treaba foarte bună 9 to 5. Și rămâi acolo poți să performezi. Nu ești pentru lumea antreprenorială, care este mult mai... ești într-o zonă cu nisipuri mișcătoare și atunci ai nevoie să mergi și să fii curajos. Că de fapt antreprenoriatul înseamnă curaj, nebunie, multă disciplină și foarte multă perseverență. Wow! Ești extraordinară, sincer, m-a inspirat pe mine la Mando Inspiration. Cu siguranță, dragii noastre ascultători, îi inspir și mai mult. Aș dori să te întreb unde sau cum se pot conecta cei interesați să devină antreprenori cu tine? Adică cum pot accesa la serviciile tale, unde, cum și care este procesul? Sigur că toți cei care sunteți într-un proces de creștere sau intenționați să vă repoziționați structura companiei voastre, sigur e foarte ușor de accesat atât link-urile mele cât și eu sunt un ușor comunicator. Răspund foarte prompt la orice propunere, indiferent că este vorba de parteneriat sau suport de creștere, îi răspund foarte prompt, pentru că până la urmă misiunea noastră este să te ajut pe tine, să fac zona mea mai bună
și apoi restul e treaba ta să o faci. Pentru că știi foarte mult, foarte mulți dintre noi ne gândim, aș vrea să impactez globul, aș vrea să, să ajung la miliarde de oameni, dar pleacă de la vecinul de lângă tine, pleacă de la omul de lângă tine și spune că hai să te ajut luna aceasta, hai încearcă lucrurile așa, hai să facem parteneriaturi diferite, hai să ne regândim. Schimbă mediul din jurul tău și apoi tu la rândul tău vei face mai departe. Micro și apoi macro, da. Incredibil, nu numai inspirație, chiar n-ai făcut o lecție de business astăzi la Mandă Inspiration și am rămas surprins, chiar sunt foarte surprins. Știam de ce ești în stare, știam potențialul tău, valorile tale și de aceea am ținut foarte mult să le împărtășim și cu cei de acasă. Aș dori să te întreb, știu că ai ajuns unde ai ajuns acum, ai muncit prin muncă și consider că te-ai inspirat sau te-au inspirat foarte mulți oameni. Ai dori public să mulțumești cuiva anume, adică unui mentor, unei persoane din familie, cuiva care te-a susținut în această călătorie, cum spunem noi, pe un tărâm al nisipului mișcătoare. Mi-a plăcut foarte mult. Citez acum, Gabriela. Apropo de mentori, nu te bloca într-un singur mentor. La fiecare etapă ai nevoie de un alt mentor sau alte tipologii de personalități de mentor. Sigur, toți oamenii din jurul meu m-au inspirat, pentru că chiar și cel mai modest personaj din viața mea inspiră, îți dă idei și, și chiar dacă nu îți dă idei, acolo să-ți dea energie și timp din timpul lui. Wow. Și oamenii care dau timp din timpul lor sunt fantastici. Cred că gândul meu merge în primul rând către ai mei, care au așezat cartea ca în loc de Biblie, da? Cartea. Unii citesc Biblia, alții discută de lucruri interesante. Și modestia antreprenorială, pe care modestia și apoi modestia antreprenorială este extrem de importantă. Să știi unde ți este locul, chiar dacă faci lucruri fantastice, chiar dacă inspiri, pentru că trăim într-un timp în care lumea aleargă după aplauze. Dar timpul acesta se va termina, pentru că ajunge la supra-saturație. Fii acolo pentru om. E foarte important să trăim pentru oamenii din jurul nostru și nu pentru tehnologie și micile momente de aplauze. Exact, acele de short time gratification care noi îl dorim, adică suntem disperați. Acelea sunt alte lipsuri de care putem discuta iarăși într-o altă ediție. Cu siguranță vei mai veni la Mandă Inspiration după acest show, chiar realizat foarte bine. Aș dori să te invit pentru toți românii de pretutindeni să ne dai un mesaj încurajator de la Gabriela Dragomir și Brainstorm Strategy Project. Dacă direcția este pentru antreprenori, este special pentru antreprenori, atunci mesajul este simplu. Muncește, ai o agendă germanică și ține-te de ea. Ține-te de ea și caută să mergi către oamenii care deja au ani lumină în fața ta. Și nu-ți fie teamă. Ei nu mănâncă. Știi că foarte mulți zic că pe cum să merg să intre pe X, care este o emblemă internațională, să mă ajute în marketing. Mergi pentru că resursa ta e acolo. Și atunci, dacă ai reușit cu primul pas, vei merge și spre ceilalți care îți trebuie. Mulțumim, Gabi. Ne apropiem de final. Aș mai dori să te mai întreb ceva. Unde se pot conecta cu tine, cei care ne-au ascultat acum? Începând de la website-ul Brainstorm Strategy, .co.uk, pagina de LinkedIn, Facebook, dar sigur avem și evenimentele internaționale care sunt active și vă așteptăm să fiți informați. Mulțumim pentru că ai acceptat invitația, mulțumim pentru inspirație și cu siguranță sper să ne revedem curând din nou la Mandă Inspiration Show. Cu siguranță vom atinge și alte subiecte foarte interesante cum am făcut și astăzi. Mulțumim pentru prezență și îți dorim o săptămână inspirată. Îți mulțumesc, Iulian, și îți doresc mult succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc asemenea. Dragi prieteni și dragi ascultători, acesta a fost emisiunea de astăzi, Mandă Inspiration Show, cu draga noastră invitată, Gabriela Dragomir.
Vă doresc o săptămână inspirată, reușită, plină de pace, iubire, dragoste, fericire, realizări și împlinire. Numele meu este Ionuț Ungureanu, vă mulțumesc pentru timpul acordat. Acesta a fost Monday Inspiration Show la studioul FRP TV din Londra. Ne vedem curând cu o nouă emisiune Monday Inspiration Show. Ține minte, trăiește, iubește, visează. Mulțumesc frumos, la revedere! FRP TV, televiziunea românilor de pretutindeni.